Astăzi am un tricou cu mesaj. Am uitat că am așa ceva în aproape fiecare video. Deci uite, băieții ăștia doi din rasa rozătoarelor se duc și ei la festival. Iar pe tricourile șoarecilor, de pe tricoul meu, vedem și cine cântă. Flautistul din Hameln, ăla care a necat șoarecii și băieții din oraș nu l-au plătit, așa că s-a apucat să nece copiii. Suntem în plin sezon al festivalurilor, știți, acele manifestări cultural-artistice, unde există de obicei oameni foarte mulți și bude foarte puține. Și e fun, e distracție, ca să zic așa. Ați văzut interviurile alea idiote? Mamă, deci e un standard, un clișeu, când reporterul vine pe plajă sau pe stadion și întreabă un cârd de festivalieri. Ce faceți aici? Ia ca stăm și ne gândim la nemurirea sufletului. Deci ce dracu am putea să facem? Mă distrez și este fun! Atmosfera este extraordinară aici pe... Și deschidem paranteza, plajă, stadion, piață, dracu ce-o fi acolo. Mai spune unul o tâmpenie sau mai multe, depinde de stare. Se mai sparge câte unul câte altul de la pastile sau beutură, dar în principiu de la pastile. Miroase a iarbă ca în Codru sau ca în Amsterdam. Coada la bude este mai ceva ca la ghivece gratis la Lidl. Coșurile de gunoi dau pe afară, dar lumea rămâne euforică pe baricade. Observați că n-am zis încă nimic despre muzică. Anul ăsta m-am hotărât să le dau skip la cam toate. Și asta pentru că am tot fost în anii trecuți și am decis că nu sunt pentru mine. Nu mă înțelegeți greșit, sunt un fanatic consumator de muzici, dar mi-am dat seama, după mai multe astfel de experiențe, că nu despre muzică este vorba la festival. Și music aside, am găsit destule argumente să nu mă mai duc. Păi hai să mă explic. Am început experimentul ăsta cu festivalurile prin 2019. Fix în toamna imediat premergătoare pandemiei, cu Untold, la care am rezistat o zi. Ce mai balamuc și ce mai anarhie degeaba. O puzderie de oameni, unii mai sparți ca alții, na, ca la festival, că ne bântuie așa un trăirism, o euforie, o nevoie de exhibare și de live life to the fullest, de zici că vine apocalipsa. Bă, nu vine. Nu-i nevoie să ne băgăm în comă. Bineînțeles, multă bere și toalete deloc, am povestit de a fi rapăr pățanii asta la vremea respectivă, de am ajuns să not în dejecții până la glezne în budele stadionului din Cluj. Transport? Ce vorbești, prietene? Te crezi în Star Trek? Am bănănăit pe jos kilometri spre dimineață ca să ajung la cazarea nesimțit de scumpă aflată fix la mama dracului, asta fiind adresa exactă. Bine, am găsit la un moment dat un taxi pe la jumătatea drumului, dar acest noroc poate fi încadrat la minunii dumnezeiești. Muzică? Bă, fără supărare, subții. E drept că muzica electronică, predominantă la astfel de manifestări, nu-mi displace, dar nici n-aș zice că e pe vibe-ul meu, ca să folosesc o expresie tot festivalieră. Duț, 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 piu, 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 și lumea se leagă în așa, în transă. Și apropo de transă, anul trecut la Summerwell m-am întâlnit întâmplător cu niște prieteni care erau într-o asemenea transă că mi-a fost aproape imposibil să schimbăm fie și două vorbe coerente și nu era de la bere. Deci ce mai faci? Cum ești? Liniște. După vreo jumătate de oră așa, au părut să ia notă de prezența mea. Dar dacă în anii trecuți organizarea a fost cea pe care o știm, muzica evident tot aia și consumul, hai să zicem, moderat, anul ăsta după pandemie a fost pe euforie maximă și e plin de adulți, cel puțin după fizic și datele din buletin, care parcă și-au propus să trăiască zilele de dinaintea căderii Romei. Iar partea logistică este mai supra-solicitată ca oricând. Am văzut în social media poze cu mii de oameni așteptând trenuri în căldură, am citit despre copii care au dat colțul de la pastile, îmbulzeală și nebuneală, prețuri la cazări care au depășit orice limită a absurdului, deci numai vești bune. Așa că am zis pas, fără să clipesc și fără să-mi pară rău o secundă. În plus, încep să cred că am o problemă mult mai largă cu ideea de festival din ăsta generalist, de tip maraton. Avându-și rădăcinile în contracultura anilor 60-70, aceste maratoane au început să înlocuiască încet încet concertele tradiționale, oferind în schimb o babilonie de mai multe zile și nopți consecutive cu ditătii. Uite, ăsta ar fi un subiect bun de video, cum au ajuns aceste festivaluri ceea ce sunt astăzi. Iar lumea, na, e plină de ele, din Statele Unite și până în Europa și din Australia până în America de Sud. Nu știu alții cum sunt, dar eu unul, după experiențele din anii trecuți, am decis să nu mă mai duc deloc. Sau nu știu, poate voi face o excepție pentru Summerwell, că-i aciulea aproape lângă București și nu trebuie să trec pe sub toate furcile astea caudine și prin toate golgotele astea numite transport, cazare, mâncare și alte astfel de trivialități. Nu contează! Ne hrănim cu iubire și cu distracție! Dar nu mă înțelegeți greșit, nu sunt vreun snowflake sau vreun figurant. Pur și simplu nivelul de entropie și de prosteală mi se pare mult prea mare. De aceea anul ăsta am ales în schimb să merg la concerte...
unde să mai ascult și o leacă de muzică și să mă bucur de ea, nu doar să mă bâțâi așa stânga-dreapta pe duț, 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 piu, piu, piu. Am fost la Dream Theater, am fost la Kiss, bine, acolo clar nu m-am dus pentru muzică, Kiss n-a fost niciodată în playlistul meu, nici măcar pe vremea când eram adolescent, dar m-am dus pentru show și n-am fost dezamăgit, am găsit exact kitsch-ul ridicat la rang de artă pe care mă așteptam să-l găsesc. Și urmează să plec acuș, acuș la Rolling Stones, pe care merg să-i văd pe Gelsenkirchen, pe Veltins Arena, faimosul stadion al celor de la Schalke 04, alături de alte zeci de mii de oameni. 2-3 ore de muzici sublime, bem o bere și țuște acasă. Cred că este o alegere categoric mai bună decât Panorama de la festivalele autohtone. Bun, și acum că m-am răcorit o leacă și am atins tangențial subiectul să fie muzică, să fie zgomot, să trecem, zic, și la subiect. Am primit la test nu una, ci două banane din astea cu mâner. Ceva gen vrei și tu gălăgie, că e mare, e soare și alte clișee dintre astea. Apropo, bă, vă jur că nu sunt vreun ursuz, dar nu mai pot cu muzicile date la maxim de pe plajele românești. Scoate frate barmanul hărăbaia și is cranking up the volume până-ți fac timpanele și diafragma din tine zbrr, zbrr, zbrr la plajă. Că dacă nu e muzică, nu-i distracție. Și probabil în acest sens și producătorii de scule audio au sesizat aici o oportunitate și în buna tradiție a casetofoanelor de umăr de pe vremuri, azi în era digitală au venit cu aceste butoiașe Bluetooth pe care să le cari după tine pistităt. La piscină, la iarbă verde, în curte, la grătar, în parcare, la Kaufland, mă rog, oriunde te poartă pașii, așa încât să-ți ofere o coloană sonoră. Că fără duț, duț, piu, piu, viața e pustiu. Iar astea două sunt de la Hama, o firmă bine cunoscută românilor, de la alte chestii, gen cabluri și adaptoare, iar în cazul acestor butoaie, da mă serios, așa se și numesc, Sound Barrel, încearcă să ofere maxim de zgomot cu minim de bani. Hai să le cunoaștem și pe parcurs mai vorbim despre una, despre alta, despre muzici și manifestări socioculturale ale acestor muzici. Vă promit să ne distrăm. Bun, deci în weekend mi-am suflecat mânecile, mi-am vârât picioarele în Electric Castle, pardon, am vrut să spun într-un lighean cu apă rece, și m-am apucat de treabă, adică de testat. Am scos butoiul, întâi unul singur, din cutia minimalistă de carton în care am găsit firește boxa, un strap textil, adică o curea din aia cu ajutorul căreia transform butoiul într-o poșetă, un cablu USB-C roș și un mic manual de instrucțiuni din care n-am înțeles nimic și m-am apucat să o conectez. Prima surpriză pe care am avut-o a fost că nu există o aplicație dedicată. Cum vine asta, bă? Păi nu zicea răposatul Steve Jobs, there is an app for that? Nope, boxa asta nu are niciun app. Sau m-am dovedit eu complet incapabil să-l găsesc. Este interesant cât de mare a devenit obișnuința noastră de a găsi imediat o aplicație pentru fiecare drăcie pe care o conectăm la telefon. Asta are, asta n-are, asta e piatra marcatoare, iar tura asta n-am nimerit-o. Și vă jur că pentru câteva clipe m-am simțit încurcat. Deci ce fac eu cu ea? Păi atunci hai să o luăm bătrânește și să începem direct din setările telefonului de la lista de conexiuni Bluetooth. Și a văzut-o. O deschizi, ea intră în pairing mode și o conectez la telefon. Bun, dar stați așa că odiseea nu se oprește aici. Am deschis eu un Apple Music și am dat drumul lui Sam Cooke să cânte. Și a cântat săracul, nu-i bai, dar iar am avut un moment de perplexitate când m-am confruntat cu problema controlului volumului. Nimic de zis, volumul boxei putea fi controlat din telefon, doar că asta se întâmpla doar în intervalul până la care era setat deja volumul boxei. Stai, 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 mai zi o dată. Deci cum? Hai să zicem că nivelul de volum al boxei era setat din butoanele ei la jumătate. Telefonul controla practic volumul sonor doar în această jumătate. Poți să dai mai tare sau mai încet din telefon doar în intervalul fixat de pe butoanele de volum plus minus ale boxei. Ok, straniu. Cu alte cuvinte, dacă vrei să o dai blană, nu poți să faci asta decât din butoanele ei plasate aici sub mâner. Hai să vorbim puțin și despre aceste butoane. Ok, dacă tu n-ai control total din telefon, asta înseamnă că va trebui să recurgi frecvent la controlele ei proprii, iar asta ar însemna că ele ar trebui să fie extrem de ușor accesibile. Sunt? Păi nu prea. Odată că ele se află sub mâner, ceea ce înseamnă că de fiecare dată când vrei să le accesezi, trebuie să bagi mâna în spațiul îngust dintre mâner și corpul boxei. Și în al doilea rând, și asta mi se pare o chestie chiar mai neplăcută, nu sunt suficient de bine marcate. Jur că mă așteptam ca măcar să se ilumineze ca să le nimerești mai ușor sau să se ilumineze măcar atunci când le acționezi ca să înțelegi că acțiunea ta are un efect.
Nu, nene, sunt negru pe negru, un plus minus nu foarte bine delimitat de restul corpului, după care, din păcate, cam bâșbui. Și apropo de iluminare, singurele surse pe care le are boxa asta sunt 3 LED-uri anemice care indică starea. Power, Bluetooth și pairing cu altă boxă de același fel. Deci butoanele astea au de fapt o singură calitate, că sunt mari, iar suprafața pe care sunt așezate are o textură cauciucată diferită de restul corpului din plastic. Și dacă tot am pornit cu discuția despre control, hai să spunem că respectivul control este minimalist. Ai practic 4 butoane mari și late pe acest strip de cauciuc. Unul de power, volum plus și volum minus și încă un buton misterios pe care scrie M și care am bănuit că ar fi un fel de mode. Sigur că ai și unul de ăsta din moment ce nu ai aplicație. Și faza absolut genială care a avut ca protagonist acest buton M a venit în momentul în care am încercat să alcătuiesc o pereche stereo cu încă un butoi. Dilema mea era în felul următor. Din moment ce nu am o aplicație, cum dracu fac să configurez o pereche stereo? Și ca de obicei, după ce am epuizat toate variantele de bâșbâială, am apelat la sumarul și cripticul pliant cu instrucțiuni, gen o apăsare a acestui buton pune boxa în modul conexiune, două apăsări o pune în modul home, veți vedea că este importantă treaba asta, o apăsare lungă de 2 secunde o pune în modul pairing și trebuie să mai sacrifici un cocoș roșu de 9 luni la apusul soarelui într-o zi de miercuri. Bine, acest din urmă ritual nu chiar trebuie. Dar oricum, ideea este că nu m-aș fi prins nici până la sfârșitul acestui secol fără pliantul criptic desprins parcă de pe pereții unei piramide egiptene. Și astea nu sunt singurele ritualuri care se prestează din butoane, că ce altceva să faci atunci când nu ai o aplicație. O apăsare scurtă, de exemplu, a butonului de power poate să însemne power on, răspuns la telefon și preluarea convorbirii sau chiar play pauză. Apăsările scurte ale butoanelor volum plus minus pot să însemne exact asta, dar apăsările lungi înseamnă altceva, derularea înainte sau înapoi. Beleaua dracu. Hama a considerat că cea mai bună soluție pentru a compensa absența unei aplicații este să o înlocuiască cu un cod morse. Cât despre perspectiva asupra ergonomiei și ușurinței în utilizare, well, zic eu că se putea mai bine. Și apropo de ergonomie, întorcând boxa pe spate, deși e greu să spui asta din moment ce este simetrică, voiam să zic pur și simplu pe partea ilaltă, sub o protecție de cauciuc care să le ferească de intemperii, descoperi și conexiunile. Un port USB-A despre care în primă fază m-am întrebat perplex ce caut acolo, dar m-am luminat repede. Este un port de la care poți încărca telefonul sau o tabletă. Bun așa. Deci cum stai tu așa la grătar și asculți banele, normal că nu ai priză, așa că pentru a nu-l întrerupe pe artist, poți să-ți pui telefonul la încărcat pe boxă. Asta una. Apoi avem un port USB-C prin care se încarcă boxa însăși. La interior se găsește o baterie de 7200 de mAh, nici prea mare, dar nici mică, cu autonomie, zic ei, de 12 ore. Recunosc că n-am testat chestia asta, n-am avut nici nervii, nici răbdarea să ascult 12 ore de muzică, dar mă întreb la ce condiții se referă producătorul când a venit cu numărul ăsta. Sunt convins că dacă ți încarci telefonul la sound barrel, autonomia va fi mai mică, sau în funcție de volum și așa mai departe. Și tot în această fantă se mai găsește un port jack de 3,5 mm cu rol de auxiliar. Adică poți să conectezi la sound barrel un dispozitiv audio pe fir, gen telefon, player, tabletă, laptop și așa mai departe. Revenind însă la conectarea propriu-zisă, este ca și cum Hama au înlocuit o soluție complet digitală, adică o aplicație, cu una analog de control prin butoane. Ok, hai să discutăm acum despre partea asta spinoasă a alcătuirii unei perechi stereo, la care recunosc că și eu și Marinache ne-am scărpinat în cap minute bune. Bun, deci dacă nu ai o aplicație din care să faci treaba asta, cum procedezi? Păi că vă zic, tot prin codul morse. Conectezi una dintre boxe la telefon, iar pe cealaltă, după ce apeși de 2 ori pe butonul miraculos M și o pui în modul home și după ce ai sărit de 3 ori într-un picior ținându-te de nas și cu fața orientată spre apus, cele două butoaie se conectează între ele și, minune dumnezeiască, se configurează o pereche stereo. Bun, nu știm cum se întâmplă asta, pentru că n-ai niciun control via app al acestei împerecheri. Poate prin magie, sau prin telepatie, sau prin Bluetooth 5. Nope, nu e 5.2, decât 5. Deci ține cont de tipul de conexiune și nu te îndepărta prea mult cu sursa, adică cu telefonul de boxe. Și înainte să discutăm despre ceea ce ne roade, și anume umful și calitatea audio a incintelor, hai să terminăm cu partea asta de funcții, design și construcție. Boxa este îmbrăcată într-un material textil foarte dur și solid și este IPX6. Ce înseamnă asta? Nu înseamnă că poți să o arunci în piscină
împreună cu prietenul beat, ci doar că ea rezistă la jet de apă împroșcat asupra ei din orice direcție, ceea ce înseamnă că poate să plouă, poți să verși limonada pe ea și poți după aia să o speli cu furtunul de grădină. Ok, ce ar mai fi de zis? Păi hai să migrăm la interior, unde se găsesc două difuzoare, a câte 20 de W fiecare, și două radiatoare pasive, a câte 10 W, zic ei. Nu prea înțeleg cum vine asta, pentru un total de 60 de W muzicali, zic tot ei. Acum eu știu bine ce înseamnă W muzicali, sunt ăia mai pârâți, așa? Despre valorile RMS nu știm însă mai nimic, nu sunt specificate nicăieri. Oricum, anticipez încă de pe acum partea de sound și vă zic că de gălăgioase sunt gălăgioase. Cât despre volumul, nu ăla sonor, ci fizic, boxa are cam 30 de centimetri, și că da chiar, cât înseamnă 30 de centimetri, cum era bancul ăla prost, depinde pe cine întrebi. 15 centimetri înălțime și 12 grosime, iar greutatea este de 2 kg și jumătate. Ok, și acum hai să vedem cum cântă. Am testat modelul și în configurație unică, dar și stereo, așa cum v-am povestit. Am dat forjă unui playlist din Apple Music, cât am putut eu de variat. Am ascultat Big Mama Thornton și Bo Diddley și Aretha Franklin, dar și Metallica și Megadeth și Dropkick Murphys și Megan Thee Stallion. Cu alte cuvinte, și eu și Marinache am găsit o scuză să o lălăim jumătate de zi ascultând muzici tare. Iar concluziile sunt cam în felul următor. Sunetul este decent, dar cam prea aglomerat pentru gustul meu, un pic prea confuz. E clar că boxa nu coboară și nici nu urcă prea mult în frecvență. Basul este umflat artificial și sunetele se cam amestecă. Problema e așa, că pe muzici cu mult beat, profunzimea basului este destul de puțin prezentă. Iar asta devine deranjant, că farmecul genului electronic este tocmai să-ți facă diafragma să vibreze și femeia să danseze, în vreme ce pe metale și muzici cu multe instrumente, amestecul de sunete și frecvențe devine cam prea accentuat. Este ca și cum intră într-un soi de clipping și redă totul în același registru sonor. Desigur, aș putea să exagerez, clar nu este o boxă pentru audiofili și aș putea fi mai catolic decât papa evaluând acest produs după niște criterii care nu se potrivesc categoriei. Dar na, pe de altă parte sunt lucruri pe care le-am sesizat și pe care tocmai din acest motiv nu doresc să le trec sub tăcere. Deci sunetul este un pic prea fuzzy, un pic prea amestecat și intervalul de frecvențe pe care este capabilă boxa să-l redea este destul de limitat. Despre stereofonie nu am ce reproșuri să-i fac. Piesele se aud așa cum trebuie. Canalele stânga-dreapta sunt acolo, deci distribuția stereofonică a sunetului se face corect. De tare, însă boxele se aud tare, fără discuție, umplu bine încăperea ca zgomot, deși zic eu că sunt totuși departe de cei 60 de W adevărați, ia ca fac și rime. Și acum, după ce am dat cu ea de pământ, bine, exagerez, hai să vedem care sunt și părțile bune și care este de fapt scopul ei. Pentru o boxă pe care vrei să o car după tine la o petrecere, la o ieșire cu cortul în natură, la mare, la piscină, e ce trebuie. În astfel de condiții, nu cred că ai pretenții și așteptări de mare fidelitate audio. Trebuie să se audă tare și suficient de clar cât să deosebești piesele. A da, vreau să fac o paranteză, că nu mă pot abține, apropo de locurile unde cred eu că poate fi folosită o astfel de boxă portabilă și unde nu. Vă rog cu respect să nu mai puneți pe trotinetă cu volumul chinuit la maxim pe pista de pe Calea Victoriei. N-am nici cel mai mic chef de trapanele urlate din toți bojocii de ajunge biata boxă să schiaune de zici că acu-acu-și dă duhul dinpreună cu urechile mele și cu ultimul neuron singuratic din creierii capului. Bă, e pur și simplu melteneală. Nu e cool, nu e groovy. Un al doilea aspect care ar putea fi considerat un plus de către unii este exact minusul care pentru mine este reprezentat de absența aplicației. Faptul că boxa poate fi conectată și controlată exclusiv din butoane o face compatibilă inclusiv cu modele mai vechi de telefon sau chiar cu dispozitive dumb, dar care dispun de o conexiune Bluetooth sau pe fir, un laptop, un PC, un player muzical și orice altă sursă așadar care dispune de Bluetooth sau de un jack de căști. Și nu în ultimul rând, prețul. Boxa asta este 350 de lei în momentul ăsta pe EMAG și de banii ăștia zic eu că primești o grămadă de boxă și o grămadă de umf. Dacă ceea ce cauți e putere și nu te împiedici de trivialități din astea gen fidelitate audio, atunci boxa asta îți livrează gălăgie din plin. M-am uitat, ceea ce nu fac de obicei, la zecile de review-uri ale produsului de pe pagina magazinului și, deși nu sunt naiv, lumea pare mulțumită, opinie întărită de media de aproape 5 stele.
Dacă evaluezi Sound Barrel strict din punct de vedere audio, nu strălucește. Dar pentru categoria din care face parte, pentru scopul în care a fost gândită și la prețul cerut, zic eu că este imbatabilă. Spre comparație, cel mai mic preț la care am găsit, de exemplu, JBL Extreme 3, care ar fi în plaja asta de putere și dimensiuni, pleacă de pe la minim 1400 de lei. Eu am două din alea și sunt extrem de încântat de ele, dar prețul este departe de cei 350 de lei cât costă acest Sound Barrel. Desigur, există și modele de marcă la prețuri mai accesibile, gen 5-600 de lei, dar vorbim despre boxe dintr-o categorie de dimensiuni mult mai mici. Desigur, JBL pare să domine autoritar segmentul ăsta de boxe portabile Bluetooth rugged și topurile de vânzări. Dar asta nu înseamnă că nu găsești și alternative mai ieftine care să-și facă treaba, iar asta este una dintre ele. Deci, dacă îți displace balamucul de la festival și îmbulzeala și costurile aferente, iată, cu jumătate din prețul oficial al unui singur bilet la Electric Castle sau cu prețul întreg al unui aluat de pe OLX, îți faci propriul tău festival la piscină, la grătar sau în mijlocul naturii. E o chestie de alegere și personal mai repede aleg să-mi cumpăr o boxă de asta și am câte festivaluri vreau eu. Sper că realizați însă că mai și glumesc și acum hai voi cu algoritmul în comentarii și scriți ce părere aveți despre Hama Sound Barrel. Cum vă place butoiașul? Face sau nu face banii? Aveți o astfel de boxă portabilă? De care? De ce ați făcut alegerea pe care ați făcut-o și cât de des o folosiți? Și în altă ordine de idei, v-ați perindat anul ăsta prin festivaluri? Cum a fost? Ce am pierdut? Ce v-a plăcut? Deci și ce nu? Bun, acestea fiind zise, mă înclin. Mulțumesc atât celor care au ales să contribuie la acest canal apăsând butonul de join, cât și celor care aleg pur și simplu să ne urmărească. Hai, baftă vouă și vacanță plăcută în continuare, fie că mergeți la festival sau nu.